cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește mora. Bună dimineața, oameni buni! Înainte de mult așteptatul, binecuvântatul și meritatul weekend, să mai facem o emisiune astăzi care să ne dea de gândit, să avem la ce ne gândi în următoarele zile, dacă vrem să ne mai gândim la destinul nostru ca persoane, comunități, popor. Dar până atunci vreau să vă spun două lucruri, care ambele sunt legate de unul dintre cele două partide afară de la guvernare, adică PSD Neamț. În PSD Neamț, acum se studiază, nu mai știu exact cine a scris poezia, dar cred că a început de ieri să cadă câte un fulg. Acum n-a stat. Deci a început de ieri să cadă câte un cap. Deocamdată a stat, dar mai vedem ce se întâmplă. Ieri a fost, nu știu cum se cheamă organul ăla, cexul lor sau ce Dumnezeu o fi, că la partide toate organele sunt acolo, când mai ascunse, când mai la vedere. Deci și practic două dintre organizațiile puternice ale PSD-ului, nu întotdeauna câștigătoare, adică organizația de la Roman și organizația de la Piatra Neamț, și-au schimbat șefii. A venit domnul Adrian Niță, previzibil, în locul doamnei Florentina Luca Moise sau Moise Luca, pentru că era vorba, am înțeles, de o asumare. Dacă e așa, înseamnă că domnul Niță și-a asumat candidatura la primăria Piatra Neamț. Și doamna Oana Bulai a cedat locul președintelui organizației PSD Neamț. De data aceasta nu este domnul Ionel Arsene ca să-i cedeze domniei sale locul, i-a cedat locul domnului Daniel Harpa. Evident, ca interimar, pentru că e greu de crezut că domnul Harpa va candida la Roman. Dar asta este o altă poveste și o altă discuție. Acum, punctul 2, aș vrea să salut o premieră națională investițională. Eu așa am citit și nu... Chiar este o premieră, dacă lucrurile sunt așa. Am citit că PSD-ul a reușit și face o investiție de câteva sute de milioane de euro în rețeaua de apă din Neamț. Este un lucru, vă spun, este o premieră națională, cred că și internațională, este pentru prima dată când un partid semnează un contract pentru o investiție atât de mare. Sunt curios dacă la partid există un departament pentru implementarea proiectelor. La instituțiile care sunt în județ. Acum eu pot să înțeleg așa, că este prima recunoaștere oficială că PSD-ul este tot una cu APA Serv, dacă e așa, sau cu Consiliul Județean. Eu cred însă că de data aceasta e o greșeală sau în viteză a apărut această idee, că dacă nu, o să intre pe invitații mei de astăzi ce proiecte a semnat PNL-ul. Pentru că în emisiune avem pe președintele organizației PNL Neamț, domnul George Lazăr, și pe domnul senator Eugen Nazare Țapu. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Bine v-am gândit. Deci ce contracte a semnat pe partid de investiții ca să nu... Nu am reușit până acum, doar să luăm materie de bun exemplu. Am vrut să destind atmosfera, pentru că asta e, din când în când. Eu mă bucur, că până la urmă, dacă o luăm mot-a-mo, să nu vă supărați pe mine, cei mai mari angajatori din România, am spus-o și ieri, sunt partidele politice. Da, ați văzut un document semnat? Nu știu că aștept o conferință de presă la APA Serv. Sau la Consiliul Județean. Nici nu știu cine. Sau la partid. Deci, cei mai mari angajatori din România sunt partidele politice. De ce n-ar face și investiții directe? Adică ce să o mai lălăim? Da. Acum să închidem subiectul, că chiar n-are... Okay. Materialul care l-ați prezentat dumneavoastră, din punctul meu de vedere, e de a râsul plânsul, pentru că
pe de o parte în goana după imagine PSD-iștii probabil într-o fițuică de asta de gazetărească de casă a lor, își fac, își aduc singuri osanale și își se laudă singuri, doi la mână, trecând peste faza de curățul. Da, eu am văzut un comunicat, ca să fim foarte clar, nu am văzut. Da, ok, da. Da. Trecând peste faza eu curățul. Eu v-am mai spus atât, nu agrez chestia asta cu presa. La, din păcate și nefericire la faza cu plânsul, proiectul ăla de 311 milioane de euro despre care se prediscută din nou, cel al lui Iapa Ser pe programe operaționale investiții mari, acel mediatizat proiect pe apă și canal, este pierdut. Nu știu cum a reușit. Cei patru apostoli au fost trei, Luca și Matei. Da. Poimul, da. Deci astăzi sunt cu rimele, n-am ce face. Deci, poimul este sublim, este sublim, dar din păcate nu mai este. Despre așa. Nu iar sunt 311, vreo 200 și ceva, am, dar mă rog. Am citit și eu, știu la ce vă faceți referire la acel articol. Ei vorbesc acolo într-un șir al dezinformării despre pierderea unui proiect despre care nu au curaj nici acum în al 14-lea ceas să spună. Vorbesc despre poimul pe care l-au ratat, Apa Serbul l-a ratat, Consiliul Județean Neamț l-a ratat, banii nu mai intră în Neamț, 42 de localități rămân fără acele investiții. Din bani din altă sursă. Urmează al doilea tip de proiecte care vin complementar după poim, adică PODD-ul. Aceste proiecte care pe OTD, important, trebuia să fie în dezvoltarea poimului. Obligatoriu în continuare a poimului. În continuare, corect, în dezvoltare. Poimului, asta dezvoltare. E important. E corect. Da. Noi, neavând poimul, nu prea avem ce să dezvoltăm ulterior. Problema e că la acest program pe ODD, nici măcar la acest moment, nu a apărut ghidul de finanțare. Deci, dar în schimb sunt foarte multe documente semnate și din câte știu eu, sunt documente semnate care depășesc valoarea alocată pe program. Dar om trăi și om vedea, pentru că aș vrea să spun că apa curge, pietrele rămân, apa se pierde și facturile rămân în Neamț. Discutăm și despre treaba asta cu facturile, da, pentru că suntem într-o situație foarte proastă. Bun. Acum, haideți înainte de toate, spuneți-mi, că bănuiesc că veniți cu niște vești proaspete, ce se întâmplă cu măsurile acestea de natură fiscală pregătite, discutate, nediscutate, anunțate, neanunțate, privind anumite măsuri fiscale și anumite, cum să le numim, economii pe care vrea să le facă statul la nivel de buget. Cine mă ajută? Azi când vorbim nu este luată absolut nicio decizie vis-a-vis de măsuri. Sunt conturate niște... Deci în momentul ăsta nu știm nimica oficială. Nu e nimica oficială. Ce vă pot spune este că Partidul Național Liberal se va opune oricărei creștere de taxe și impozite. Evident, cu câteva excepții, aici mă refer la domeniile care au fost favorizate. Și aici vine și de la Comisia Europeană o unificare a TVA-ului, adică să avem numai două cote în loc de trei, și asta pe undeva e normal, pentru eu chiar am susținut cotă unică de TVA de 16%. Da, mă rog, deocamdată nu se poate. Nu e normal, de exemplu, ca un ITist care, sau un constructor, dar un ITist, că luăm un exemplu, care câștigă în jur de 3-4 mii de euro salariu în mână, să nu plătească CSS, iar dumneavoastră și ceilalți să plătiți CSS, dar să beneficieze de CSS. Dar nu numai asta. Adică, plătești CSS de dată de două ori, iar el nu plătește niciodată. Da, așa este. Și beneficiază de servicii și atunci tot apar deficite și pe fondul de sănătate și pe toate celelalte fonduri. Dar aici putem fi de acord că trebuie să introduce anumite taxe și impozite, pentru că în România, vedeți, domeniile care au fost favorizate au fost pentru un anumit timp și asta a fost corect, numai că a devenit permanent.
Adică există, timpul ăla, știți, lucrurile, că, în România lucrurile provizorii rămân întotdeauna definitive. Adică s-a introdus pentru a încuraja dezvoltarea unui sector, s-au introdus facilități pentru 5 ani și au devenit permanente. Asta nu e normal. Pentru că toți trebuie să plătim taxe și impozite. Dar, repet, în rest, eu unul vă spun că orice creștere de taxe și impozite va pune în pericol grav economia națională și creșterea economică și ne va conduce către recesiune. Da, ce să zic, așa este dintr-un punct de vedere. Acum, discutând clar care sunt cauzele, pentru că trebuie să recunoaștem că avem deficit bugetar. Dar trebuie să vedem și care sunt cauzele deficitului. Păi, domnul Bălănescu, o prognozare foarte, foarte proastă a legii bugetului de stat de către fostul ministru Ficiu. Pentru că trebuie să domnia sa va trebui să iasă și să spună cum a făcut prognoza. Cum să prognozeze prețurile energetice la nivelul de anul trecut, când erau de 10 ori mai și le-a prognozat încasări din accize la nivelul de anul trecut. De aici vin 6 miliarde. De gaura aia despre care tot vorbim. Dom'le, nu orice ministru are, trebuie Bun. Să aibă o gândire anticipativă, să vadă ce se întâmplă în piețe. Cum să prognozez că încasez accize la 600 de lei pe megawatt, când acum ai 48 de lei megawatt? Încasez la 48 accize de 70% la energie, de exemplu. La combustibil, la fel. Și lucrurile au fost, bugetul a fost prost prognozat, numărul 1, și 2, tot vina Ministerului de Finanțe și în special a ministrului care a condus ministerul. Cheltuieli nesăbuite cu bunuri și servicii și necontrolate. Pentru că Ministerul de Finanțe, în puțină lume știa asta, avea obligația ca măcar o dată pe trimestru, dacă nu o dată la două luni, să facă cu ministerele de linie execuția bugetară. Adică să vadă câți bani, ce, vadă, cum... Pe ce ai cheltuit bani Ministerul Economiei, Ministerul Transporturilor? Pe cheltuieli de capital, pe investiții sau pe cheltuieli de bunuri și servicii? Când o să constați că, în afară de câteva ministere care au cheltuit pe cheltuieli de capital, e corect. Da, ce aveau o problemă? Au cheltuit majoritatea, 200% bugetul pe bunuri și servicii. Păi dacă nu faci ședințe trimestrial, măcar să faci execuția bugetară, normal că te trezești la sfârșitul trimestrului. Într-un an jumate nu s-a făcut nicio astfel de ședință pe execuția bugetară, să rețineți ce vă spun. Niciuna. M-am interesat la Ministerul de Finanțe. Păi da. Ori tu când ai un stat care cheltuie cu nesăbuință și pe de o parte și încasează bani puțini pe de altă parte, atunci da, ajungi la deficit. Acum soluțiile sunt foarte simple. Reducerea drastică a cheltuielilor, dar drastică, și nu cu 10% a cheltuielilor pe bunuri și servicii. Eu aș fi mers până la 30% a cheltuielilor pe bunuri și servicii odată. Băgat bani în investiții, pentru că e singura soluție, și evident luptă mult, mult mai puternică împotriva marii evaziuni fiscale, pentru că vedeți dumneavoastră, în România avem evaziune, unii zic 20 de miliarde, unii zic 40. Să spunem că între 20 și 40 de miliarde de euro evaziune anuală. Și 10 e bun. Domnul Bălănescu, numai 20% dacă reducem din evaziunea fiscală, dacă e 40% avem excedent bugetar. Dacă e 20 de miliarde, avem, nu vreau să fac teorie economică, dar haideți să spunem așa. Evaziunea fiscală există pentru că
cei care sunt pe piață și nu o fac, să știți, ăia mititei de obicei. Păi sau o fac la sămânici. Mare evaziune. Mare evaziune. Există pentru că ei spun, domnule, impozitarea e foarte mare și atunci... Păi nu e mare în România, aici e problema. Da. Dar... Eu cred că și păgile sunt mari. Știți? Dar eu vă propun o temă de gândire. Am auzit o cifră care s-a vehiculat că statul își propune să... să taie din locurile de la buget 200.000 de posturi care sunt teoretic vacante. Care înseamnă... Dar sunt bugetate. Sunt bugetate. Eu stau și mă gândesc. Mi-aduc aminte, acum am dat-o repede o căutare. La finalul când a terminat mandatul Adrian Năstase? 2004. Aveam 800.000 de bugetari în România. Și acum spunem că tăiem 200.000 de posturi bugetate, dar neocupate. Doamne iartă! Au crescut atunci brusc, a venit Tăriceanu și au crescut vreo 400.000 de locuri de buget, brusc. Și de atunci tot creștem și în fiecare an, domnul Țapu, domnul Lazar, auzim aceeași problemă. Prea mulți bugetari și în continuu crește numărul de bugetari. E discuția mai amplă. Ca să dai afară 200.000, să desințezi 200.000 de locuri vacante astăzi, trebuie făcut o analiză pe ansamblu la nivelul tuturor ministerilor. Și trebuia să o faci la buget. Obligator, trebuie să faci o analiză foarte clară pentru că sunt discrepanțe. Aici nu ai 200.000 de, în anvelopa asta, 200.000 de bugetari între tot ce înseamnă ministere, tot ce înseamnă instituții publice de concentrate naționale, județene, etc. Aici apar niște discrepanțe. Vă dau sub formă de exemplu. Dacă, de exemplu, la NAMS, să luăm un exemplu, nu știu, o instituție a statului are 10 angajați și cu 5 posturi vacante, dacă mergem mai departe, de exemplu, la Botoșan sau la Bacău, aceeași instituție are 14 angajați și 2 posturi vacante. Dacă e o decizie unitară, domnule, gata. Dezavantajez neamțul. Dezavantajez neamțul. Sau, mă rog, sau alt județ. Sau alt județ. Dar nu neapărat ce ca județ, ci ca instituție. Pentru că o instituție nu poate să meargă în 10 oameni și alta în 14, aceeași instituție în alt județ vecin în 14 sau în 15 sau în altă parte în 16 sau în 17. Adică trebuie făcut o analiză profundă aici pe fiecare minister, pe fiecare... Trebuie o schemă de funcționare, dar o schemă de funcționare exact. Necăpușată. Adevărată. Una la mână, doi la mână. Aici nu e adevărată reducere. Aici, și sigur, are dreptate Eugen când spune că alea au fost bugetate. Da, ele sunt bugetate, dar sunt bugetate scriptic. Adică acolo nu intră în plată acele posturi, mai ales că avem și ordonanță prin care până în 1 ianuarie nu putem, angajările astea sunt blocate. Problema nu e aici, din punctul meu de vedere, că am fost de două ori prefect, adică știu ce înseamnă mecanismul instituțiilor publice de concentrate într-un județ, știu problemele linii mari și lipsurile pe care le au de personal sau de altă natură, tot la fel în linii mari. Problema e alta. Ai foarte multe primării, consilii județene în țară, unde acolo s-a supraîncărcat aparatul de lucru în primăria respectivă. Sunt primării care au de ordinul sutelor de angajați. Aceeași primărie cu aceleași venituri, ca să zic, acum câțiva ani aveau 200-300 de angajați, astăzi au 400. Adică s-au angajat în ultimii 2-3 ani 50-60-70 de angajați, care fac fix aceeași treabă care făceau și ceilalți într-un număr mai mic mai de mult. Aici trebuie o gândire strategică a Guvernului României, prin care să vină cu ordonanță de guvern, cu lege până la urmă, cu cadrul legislativ pe ansamblu, în care să limitezi numărul de angajați. Adică nu ești primărie de categoria 1, 2 sau 3 de municipiu, de comună, de oraș, cu până în atâția locuitori, poți să-ți angajezi pe compartimentele de resort pe care le ai un număr de până la, să zicem, nu știu, 100 de angajați. Indiferent dacă tu, ca primăria respectivă, spui, domnule, eu am venituri și pot să angajez mai mult. Ai altceva. Ai altceva, dar ajungem și acolo. Și atunci îi dai un număr maxim de angajați pe care să-l poată avea acea primărie și după aia faci o reducere. Pentru ce se întâmplă cu primăriile? Primăriile care spun, domnule, plătesc eu cam de unde? De unde ies banii aia? Îi taie de undeva. Și îi taie de la investiții. Și atunci suntem în cazul asta în care foarte problem. Multe primării astăzi, cu primari competenți, harnici de altfel, care au aplicat pe 3, 4, 5, 6 tipuri de proiecte cu banii europeni, au câștigat proiectele și acum nu au bani de cofinanțare pentru că din bugetul local nu poate să acopere sumele.
Și atunci trebuie să meargă să facă împrumuturi în trezorerie ca să poată să-și țină parte de cofinanțare. Sau împrumuturi bancare. De exemplu, Roman a făcut împrumut bancar, ca să dau un exemplu de la noi din județ, de câteva milioane de euro pentru partea de cofinanțare. Adică suntem într-o zonă în care, pe de o parte, avem nevoie de bani, avem nevoie de investiții, de cofinanțări, proiecte europene, dar pe de altă parte avem gândire strategică și, bă, hai să dăm drumul la liber la angajare, să angajăm, că mai e obligație, că mai e vărul nu știu care, că e mătușa, că e nepoata, că dai bine la public, că, bă, nu poți să-i dau pe alții afară ca an electoral la anuș. Toate astea adunate, an de an, mandat de mandat a unui primar sau unui președinte de Consiliul Județean, ajung la supradimensionarea și supraîncărcarea sistemului bugetar, milioane de euro cheltuite la nivelul unui județ pe această funcționărime în plus, care nu îți aduce nimic bun. Borbanii aia poți să iai în economia locală, locală, investiții, etc. Asta e o greșeală din punctul meu de vedere, iar aici trebuie să fie o gândire strategică a guvernului în care să limiteze numărul ăsta de angajări. Pe de altă parte, în instituțiile publice deconcentrate, unele dacă sunt cu angajați suficienți, altele sunt cu deficit de angajați. Și acolo iar sunt alte probleme, că acolo unde ai deficit de angajați, practic ajungi cu un angajat care nu e extraordinar de bine plătit până la urmă, că un funcționar într-o instituție publică de concentrate, undeva în zona lui 5.000, 4.000, 500, 5.000, 6.000 de lei pe aici, pe undeva. Brut sau net? Vorbim de net. Nu sunt niște salarii, să spui, domnule, să lăfăie în bani. Astăzi, cu un salariu de 5.000 de lei net, e un salariu, să zic, mediu în zona noastră la Neamț, e un salariu ok pe ansamblu, dar nu e un salariu în care să spui că îți rezolvi toate lucrurile, că trăiești o viață super bună. Ești într-o zonă aproximativ a decenței. Aproximativ a decenței. Dacă mai ai și câteva rate bancare și ratele au crescut, dacă mai ai alte cheltuieli, copii la școală, la liceu, la facultăți, ești undeva la limită. Nu stai chiar bine. Doamne ferește, să mă duci pe la doctori, ai terminat bănuții. Dar acolo, practic, se ajunge că un angajat face munca la 2 sau la 3. Pentru că e acea lipsă de angajat. Sunt instituții publice care sunt cu minus, cu deficit de personal. Și acolo nu angajăm, dar lăsăm în altă parte să angajeze la liber. Asta ceea ce nu e ok. Domnul Bălănescu, de fiecare dată când țineți minte statul gras, expresia aia cu statul gras care stă în spatele... Da, știu. Privat, de fiecare dată când au apărut probleme, i s-a mai pus sectorului privat câte un sac în spinarea. Și s-a mărit o taxă, un impozit. Domnul, și... sectorul privat a fost salvatorul situației, dar cu ce costuri? În primul rând, noi ca liberali am susținut că reducerea deficitului trebuie să vină în primul rând de la stat, din partea statului. Și în al doilea rând am cerut ca măsurile să nu afecteze mediul de afaceri și creșterea economică. Asta este poziția corectă, pentru că altfel, dacă crești taxe și impozite, pentru că suntem în criză economică, plus deficitul excesiv, procedura în care suntem. Dacă tot mărești taxe și impozite, te afunzi și mai tare în criză. Asta am învățat din istoria crizelor economice. Asta e clar, nu? Aici nu mai există dubii. Dacă privim lucrurile doar contabil, știți că economia e mai complexă decât contabilitatea. Dacă privim lucrurile doar contabil, că trebuie să-l luăm de undeva, să punem... Și să avem pe hârtie un buget. Avem pe hârtie, atunci... Pe hârtie un buget. În altă ordine de idei, nu era măsura cu cele 200.000, dar nu făcută o tova. Și părerea mea este că statul poate funcționa și cu mult mai puțin buget. Da, nu acolo e economia reală, Eugen, pentru că... Dar aici vorbim de reforma administrației publice. Exact. Ori ca să... face reforma administrației publice, eu repet, nu s-a făcut nicio reformă structurală în ultimii 32-33 de ani. Nu s-a făcut. De ce? Că n-au avut curaj guvernele. Reforma administrației, uitați-vă, în Polonia a făcut-o Balcerovici și a dispărut de pe scena politică. Da, dar Polonia... Da. Dar Polonia e Polonia acum. Da. Bun, acum, în altă ordine, tot spuneți, dar mediul privat... Dar orice reformă nu se poate face decât fără, în primele 6 luni din de mandat. După alegeri, da. Niciodată. Da. Eu vă întreb așa, cum poate un om care are o firmă să înceapă anul
Vorbim, eu am vorbit de principii generale. Deci începe anul. Dar intrăm în detaliu, ne ia durerea de cap. Începe anul și își face și ăla o prognoză. Și tu în septembrie vii și îi spui, și vii și spui în septembrie, bă, mai mărim o dată salariul, nu știu, minim și ai grijă că îl mai mărim și în ianuarie. Adică când e vorba de mărire, am prognoză. Dar nu am prognoză, bă, de ce nu-l mărim în ianuarie? S-o ajuns până într-acolo încât trebuie musai în septembrie? Adică e în mijlocul anului, jucăm fotbal. La fotbal, nici la poker nu poți să încalci regulile jocului. Eu mai repet, trișez, mai... Nu trișez, cum se cheamă? Mai e o cacealma, mai ceva. Dar tot e în regula jocului. Asta nu e în regula jocului. Nu este, pentru că se încalcă inclusiv legislația în domeniul fiscal. Deci orice măsură trebuie luată cu minim 6 luni înainte. Adică anunțată, pusă în dezbatere. Haideți să vorbim... Aud, vedeam azi dimineață spre... Bine, pe de o parte. Pe de altă parte... Există spectru să stai Comisia Europeană, fondurile europene, dacă n-ajungi la o concluzie, la un deficit. Deficitul negociat era de 4,4% pentru anul ăsta, 4,4%. Acum mai există și posibilitatea să meargă la Bruxelles. Asta vreau să spun, domnule, adică hai mergem până în 5. Mergem până în 5. Până în 5,5. Și la anul că ne uităm un pic la celelalte state. Da. Hai să vedem ce deficit negociat are Italia. Dar repet. Reducerea deficitului trebuie să înceapă cu reduceri din partea statului. Absolut. Și din partea sectorului. Absolut. Absolut. Veneam dimineață spre da și ascultam un radio, un post de radio. Și aud acolo pe domnul Hosu. Eu iubesc foarte mult pe sindicaliștii ăștia mari. Aș vrea odată să-i întreb cum au reușit să ajungă atât de mari și potenți financiari. Dar, domnul Hosu spunea dimineața așa, domnule, că am auzit că se pregătește și lansat un post de radio, că bugetarii vor lucra doar o măsură de reducere a cheltuielilor, bugetarii să lucreze doar 4 zile, dar și să fie plătiți numai pentru 4 zile, a 5-a nu. Adică o reducere de 20% a cheltuielilor. Da. Și stăteam și mă gândeam și eu, domne, e lider sindical de Federație Națională. Bun, acum să știți că există niște studii. Eu nu spun că nu sunt, dar nu trebuie discutate, doamne, iartă-mă. Da. Astea trebuie aplicate și nu discutate, dar dacă sunt bune. Există niște studii că sunt mult mai eficientă munca în 4 zile decât în 5. Acum mi-am dat seama de ce avem atâtea zile libere într-un an. Da, sănătate. În Statele Unite, de exemplu. Da, da, sănătate și în Statele Unite și în țările Nordice, unde au început să apară astfel de programe. Aia lucrează 8 ore din 8 ore. Da, dar unde se lucrează 4 zile, unde am introdus chestia asta cu 4 zile pe săptămână în loc de săptămâna de 5 zile lucrătoare, salarizarea e tot aia. La noi s-a spus că se face deci, aia, e tot aia, să taie salarul. Că omul e mai eficient dacă muncește doar 4 zile și în alea 8 ore pe zi și face treaba. Ai salarii așa. Bă, nu, ăla își face treaba în străinătate și primește salarizarea pe integrum, adică în totalitate. La noi în România, ce spune domnul Bălănescu și ce spune domnul Hosu, îi să-i tai omului 26% din salariu să mă muncească omul 4 zile. Ce e o prostie asta din punctul meu de vedere. Adică nici încalci și legea până fără o negociere, fără alte lucruri, nu poți. E o greșeală. Da. Bun, haideți să revenim un pic la problemele județului, așa cum se văd dinspre zona PNL-ului. Pentru că trebuie să recunoaștem că în momentul ăsta există un antagonism clar între PSD și PNL la nivel de județ. Clar, citești, comunicate. Suntem în opoziție la Consiliul Județean. Bun, eu zic că există un antagonism. Eu nu mai vorbesc de opoziție și putere, că e așa un haloimăs în România. Păi mai cum putere. Vă referiți la care probleme? Ale județului sau la problemele care ale județului? PSD-ul, ca să nu, înțeleg. De exemplu, eu în momentul ăsta aștept cu nerăbdare și aici mă adresez și domnului senator, pentru că are posibilitatea să facă o interpelare. Da, nu știu, acum e vacanță sau cum e, da? Vacanță, improbabil, da. Nu avem deci, seziune. Pe surse, da. Eu am aflat și nu pot să dau din casă mai multe lucruri acum, pentru că nu-i corect.
că proiectul Spitalul Județean de Urgență, Spitalul Nou Județean de Urgență, hai să spunem că este blocat. Eu am înțeles că nu că este blocat, ci sărit. Și aș vrea să știu, ca cetățean, ca om de presă, cât se mai face presă în România, dom'le, ce e cu acest proiect? Am încercat să aflăm lucruri și de la Consiliul Județean ni s-a răspuns că urmează să se semneze un contract. Deocamdată nu știm exact ce se semnează. Ca și cu Apaser? Probabil ca și cu Apaser. Deci, știți ceva nou despre spital? Da. Ce știu eu e în felul următor, vis-a-vis de problemele care sunt, cred că, extrem de importante astăzi în județul Neamț și arzătoare. Pe de o parte, trecem peste subiectul cu Apaser, că proiectul ăla e Oale și Ulcele, e pierdut la de 311 milioane. Avem un proiect extrem de important pentru județul Neamț, pentru Spitalul Județean nou, care se vrea să construi prin PNRR și acolo mai au încă o axă de finanțare suplimentară. În total, valoarea proiectului, l-am pe telefon, cred că ajunge undeva la până în 300 de milioane de euro. 300 și așa, 209. În zona 300, da. Aproximativ. Acolo nu știu exact lucrurile care s-au mai perfectat din partea Consiliului Județean, dar ce știam acum o lună, o lună și ceva în urmă, că cei de la CNJ nu își făcuseră treaba și nu trimiseseră ceva documente, nu încărcaseră ceva documente. Deci era undeva un blocaj la Consiliul Județean Neamț. Doi la mână, același blocaj la Consiliul Județean Neamț, să-l întâlnim și într-un alt caz de infrastructură rutieră pe ce înseamnă, nu mai spus, Piatra Neamț-Bacău. A fost săptămâna asta, a fost săptămâna trecută, am fost acum 3 săptămâni sau o lună în urmă la CNAIR, am discutat cu directorul de acolo din CNAIR. Așa că ultima dată am discutat subiectul ăsta, da. Și a zis că mergeți și întrebați. Am discutat cu șeful de la CNAIR, cu Cristian Pistol, am discutat cu specialiști de acolo din cadrul CNAIR, am fost și împreună cu domnul senator Țap, am fost împreună și cu Andrei Carabela, cu primarul de Piatra. Acolo lucrurile sunt blocate la nivelul CJ Neamț. CJ Neamț n-a trimis nici acum documente pentru studiul de fezabilitate. Acolo suntem într-o a doua problemă, pentru că drumul ăsta expres Piatra Neamț-Bacău, acolo putem prinde și vom prinde, sunt discuțiile astea purtate la nivelul CNAIR-ului și centura ocolitoare a municipiului Piatra Neamț. E compusă din două bretele, dar pe ansamblu e o centură de... Eu consider ca o centură chiar dacă sunt două bretele. Exact. Iar acolo, la fel, Consiliul Județean n-a trimis absolut nimic. Adică, bă, atâta... Da, la centură trebuie să trimită Consiliul Județean, nu mă pricep. Tot ei, da? Tot ei, pentru tot ei. Deci, la momentul ăsta, județul Neamț, Consiliul Județean Neamț, e într-o mare problemă cu două obiective strategice pentru județul Neamț. Spitalul Județean și drumul expres Piatra Neamț-Bacău. Pentru că dacă zona Romanului, zona Târgu Neamț sunt și vor avea deschidere la autostradă A7, respectiv A8, Bacău după aia cu A13 cele mai departe, Piatra Neamț e principalul municipiu reședință de județ, de altfel din județul Neamț, care nu e interconectat la nicio infrastructură rutieră mare. Acest drum expres Piatra Neamț-Bacău conecta municipiul Piatra Neamț și tot ce înseamnă zona Broznov, Săvinești, Dumbrava încolo, la viitoarea autostradă A7 și de acolo intersecție cu A8 și cu A13, pardon. Dar Consiliul Județean bate pasul pe loc. De ce? Nu mă întrebați că n-aș putea să vă răspund. Nu, bă, din incompetență. Ați plecat de la faptul că suntem antagonici. Eu vă spun că, de exemplu, pe proiectele astea mari, eu împreună cu domnul președinte Lazar și cu domnul deputat Leoreanu am fost la o întâlnire la Consiliul Județean, când era președinte, fostul președinte al PSD. Și am căzut de acord pe investițiile mari necesare județului Neamț. Adică drum expres. Drum expres. Că știți că eu am venit spitalul. Eu am venit prima dată cu drum expres, da, în corect, 2011. Da. Așa. Că e o necesitate, pentru că Piatra Neamț e aruncat de la circuitul econ. Spitalul Județean. Dar țineți minte ce am spus eu tot timpul public, să facem proiecte realiste. Cât era proiectul pe Spitalul Județean? 6 de milioane. Le-am spus de euro.
de euro, 600 de milioane de euro. Și le-am spus de zeci de mii de ori și prin conferințe de presă și prin comunicate că nu se aprobă prin PNRR decât maxim 200 de milioane de euro să revizuiască proiectul. Proiectul ăsta e o porcărie pentru că a fost luat o parte din fostul proiect și este un proiect nefuncțional și probabil de aici vine blocajul de la Ministerul Sănătății. Pentru că dacă nu ai chirurgie, nu ai anumite secții, e un proiect nefuncțional. Este clar că s-a tăiat o bucată și el trebuia refăcut, deci, ajustat. Deci cum putem fi noi în simbioză cu domnul Eu n-am zis să fiți în simbioză. Lumea trebuie să știe, domnul Bălănescu. Sănătate, Spitalul Județean de la Piatra Neamț nu are nicio treabă cu primăria Piatra Neamț, al Consiliului Județean Neamț, condus de ani de zile de PSD. Bun. Asta e realitatea. Deci subiectul spitalul vechi este un alt subiect. Lumea știe dureros. Face confuzie, mai îl înjură și pe primar pentru probleme care nu sunt ale lui. Acum... Și lumea cu sănătatea stă în prost. Păi nu are treabă primarul aici. Ba dacă țineți minte, eu l-am învățat să fac eu un proiect. Mi-am dat seama că proiectul ăsta e realist, făcut de fostul președinte. Și l-am învățat să fac un proiect de spital municipal de vreo 100 de milioane de euro, că ăla-i trece. Da. E a greu. Spus, domne, e spital județean. Bine, am căzut de acord, dar faceți proiect realist. Ce-au făcut și-au bătut joc. Eu chiar cum putem aștept... fi acum în simbioză cu domnul Eu aștept de la PSD? O declarație cum? Oficială a unui, nu știu, de la proiecte, nici nu știu la ce minister e asta. La sănătate. La sănătate. Dom'le, hai să vedem se face sau nu se face. Să nu ne mai amăgim. Că pentru că... Nu de făcut se va face. Nu cred așa ceva să se pierdă proiectul. De făcut se va face. Important e ca cei de la Consiliul Județean dacă nu se va face. Treaba. Dacă nu se va face. Noi în Neamț. Și nu știu, așa am eu o presimțire. Un dezastru, domnule. E un dezastru. Bun, păi dezastru ăsta... Păi și aia 311 milioane de la apă, și aia trebuie cuantificat. Trebuie cuantificat. Domnul Bănescu, vis-a-vis de completare la ce spunea domnul senator, ca să te asociezi cu cineva sau să fii compatibil într-o idee cu cineva, trebuie să existe și de o parte și de alta bună credință, trebuie să existe dorința de a face lucruri bune și capacitatea. Da. Până acum, de ani de zile, eu n-am văzut la cei de la PSD nici dorință, nici capacitate, nici bunăvoință sau bună credință de a face ceva. Că dezastrele tot curg prin Neamț. Că n-a dat nici Lazar, nici PNL-ul foc la Spitalul Județean Neamț, ars în timpul lui Arsene. N-am pierdut noi după aia 5 sau 6 proiecte care veneau de peste 20 ceva de milioane de euro, care bani care europeni care trebuiau să intre în Spitalul Județean Neamț, și se rezolve parte a problemelor existente, nu le-am pierdut noi, le-a pierdut Consiliul Județean Neamț, condus de PSD. Podul la Lusca nu l-am dărâmat noi, s-a dărâmat în mandatul Ionel Arsene al PSD-ului, pentru care garantaseră, nu știu cât, 50 de ani și băgaseră vreo 2 milioane de euro în refacerea lui. Ratarea proiectului pe POIM, 311 milioane de euro, care bani nu mai vin în Neamț deloc, 42 de localități afectate, în jur de 180-190 de mii de oameni, care rămân fără acele investiții, apă și canal, nu mai vin în Neamț. Păi dezastrele astea de bani și, de exemplu, pot continua. Aparțin PNL-ului, nu, aparțin PSD-ului, Consiliul Județean Neamț și toți cei care, într-o formă sau alta, conduc Consiliul Județean Neamț. Consilieri județeni, agamani, cei membri în CEA, președinți care s-au succedat la Consiliul Județean, că e Asaf Teasca, a fost un Arsene până acum câteva luni, jumătate de an. Și la fel, păi ăia sunt vinovați. Lumea trebuie să știe treaba asta, cine e vinovat, cine a adus județul Neamț în pragul acestor dezastre, da? Cine a pierdut zeci, sute de milioane de euro bani europeni în loc să fie în județul Neamț și oamenii ăia trebuie să plece. Și să plece acasă, pentru că nu au ce căuta în acele funcții, pentru că de acolo, din funcțiile pe care le ocupă încă, fac rău, foarte mult rău județului Neamț, municipiului Piatra Neamț, și, în general, pe ansamblu dezvoltării economice a județului Neamț. De acolo trebuie să plece. Nu ne putem noi asocia cu astfel de oameni care sunt cruei să facă rău, sunt habarniști, neștiutori, care în loc să facă bine, măcar dacă n-ar face nimic, cred că ar fi și mai bine dacă n-ar face nimic, dar ei fac rău. Nu neapărat că sunt oameni răi, dar o fac din neștiință, din nepricepere, din habarnism. Și din motivele astea trebuie să plece. Nu ne putem noi asocia
cu ei în condițiile astea. Nu am văzut nici măcar un act de bună credință din partea Consiliului Județean, a specialiștilor de acolo, a politicului care managerează CJ-ul, adică a PSD-ului, să vedem, bă, se întâmplă și lucruri bune. Nu, nimic. 0-0-0 la toate capitolele. Noi vorbim despre PSD pentru că ei spun prin comunicații de presă că au reușit să semneze nu știu ce contract, nu? Nu așa s-a început emisiunea. Păi da, dar deci, sincer... Dar am înțeles că șeful lor se laudă prin zonă, pe aici, prin județ. Șeful de la Neamț sau? De la Neamț. De la Neamț. Acum e un șef în străinătate. Unde? În străinătate. Șeful de la Neamț. De data asta nu prea mai e. Că ar fi bătut palma cu noi, că noi nu vom avea candidat la Consiliul Județean, că ne dau ei prefect și un vicepreședinte, de condumne, să termine cu minciunile astea. Nu avem niciun fel de înțelegere, niciun fel de palmă bătut, din nefericire, spun eu. Pentru că dacă erau de bună credință, probabil că aveam o cooperare cum există și la București. Dar cu anumite limite și cu linii roșii, pentru că nu poți să vii tot timpul să asuprești sectorul privat în loc să-l dezvolți. Bun, acum, dacă tot ați deschis cutia Pandorei, deci, dacă tot ați deschis cutia Pandorei, eu am văzut o declarație a unui lider de partid, bine... Eu știu că în partidul acela să spui lucruri trăsnite era o chestie la modă, dar eu trebuie să o iau de bună. Deci, domn, un lider de partid cu funcție importantă până la urmă, șeful unei, cum se cheamă, Adieco, nu? Șeful partidului. Și șeful partidului la Neamț, și domnul Tomac nu girează decât oameni foarte adevărați în teritoriu. Deci a venit și a spus că aveți o alianță, în 3 săptămâni îl dați jos pe Asaftei și faceți alianță cu PSD-ul. Eu vă rog să infirmați sau să confirmați această e hazlie. Nu, această, nu știu, afirmație a unui lider politic care știm că este... L-a ghicit în stele, domnule. Nu, Bănescu, nu pot să comentez acum afirmațiile șefului PMP al domnului Gavrilescu, că pare să afirmații probabil i-a explicat cineva de la PSD, bădu și bagă bățul prin gard și lansează niște fumigene pe piață. Nu o să vin să comentez ce spune domnul Gavrilescu înainte să plece într-o excursie și ce îi spun alții de la PSD să spună. Nu există, ce a spus domnul senator e corect, nu există și nu va exista la nivelul județului Neamț niciun fel de înțelegere cu PSD-ul. Nici să punem președinte la CJ, nici să punem vicepreședinte la CJ, nici să schimbăm vicepreședinte sau președinte de la CJ, nici să facem alte lucruri împreună. După 2024, după ce vom câștiga alegerile, o să vedem cu cine facem majorități sau alianțe la momentul respectiv. Până atunci, după ultima declarație, sunt sigur că veți face cu PMP-ul. Puteți avea încredere într-un putem asemenea lider. Putem avea încredere în foarte multă lume dacă se demonstrează că sunt oameni care pot sta de vorbă, că sunt oameni serioși. În general, plecăm de la premize de bune intenții și de încredere, nu plecăm de la premize preconcepute. În politică nu e bine să spui niciodată. Păi vedem că sunteți la guvern, adică cu PSD-ul. Azi când vorbim, suntem la guvernare cu PSD-ul. Nu cu PSD-ul. Sunteți la guvernare cu PSD-ul. Cu PSD-ul. Cu accent teutonic, dar nu reușesc să-l am. Dar în alegeri vă spun că s-ar putea să candidăm pe, de exemplu, există posibilitatea să candidăm și pe pol de dreapta. Ați înțeles? Cum există și posibilitatea să facem... O, Ludovic! O, drulă! O, drulă! O, Ludovic! Orice e posibil. Orice e posibil. Deci, trio drulă, Ludovic, Tomac, vai, dar chiar începe să devină interesant. Domnul, orice e posibil, azi când vorbim, pentru că mai avem timp până la alegeri, mai e un an și ceva. Na. Ce să zic? Într-adevăr, în politică este posibil orice. Pe mine mă interesează în Neamț. Și vă rog, Neamț, oficial... Vă spun eu că eu, unul din ce am discutat și domnul președinte și ceilalți colegi din biroul județean,
Nu avem nicio treabă cu PSD-ul și nu vom face niciun fel de alianță. Asta e clar. Adică infirmăm prostiile alea de zvonuri. Acum. Probabil că băuți prea multă cafea, domnule. Inclusiv la comune unde pot fi situații mai speciale, să exclus. Zice. Exclus. Deci la toate nivelurile, da? Exclus. Ok. Ca să fie lucrurile clare. Puneți-vă dumneavoastră în loc. Nu vreau. V-ați afirmat prostiile făcute nu, de alții. Eu nu mi-asum nicio chestie politică în județul Neamț, pentru că da, încă n-am primit oferte, ca să spunem așa. Că cine știe, poate primesc ofertă. Poate interimarii pleacă. Dacă terminăm și cu zvonurile astea, a băgat bățul prin gardă așa. Dom'le, am vorbit eu cu Lazar, am vorbit eu cu Țapu, n-a vorbit nimeni cu noi. Și chiar dacă vorbește, răspunsul de pe acum eu spun eu, nu. Na. Cred că domnul președinte mă confirmă. Nu? Eu nu mai zic nimic. Nu mă interesează. Am văzut în ultima... Asta e o declarație oricum amuzantă. A domnului respectiv. A domnului de la PMP, o declarație foarte amuzantă. Probabil a făcut-o într-un moment de euforie. Nu știu dacă emisiunea era dimineața sau seara. Eu am încercat să fac niște emisiuni cu domnia sa. Întotdeauna domnia sa m-a refuzat întotdeauna cu foarte multă eleganță. Nu agrează locul ăsta pe care stau eu ca să vină să fac o emisiune, pe motiv probabil că eu mai și întreb. Sau dacă spune... Nu are răspunsul leu. Nu, și dacă are și o afirmație de genul ăsta, îl întreb, dom'le, ai vreo... Te-ai bazat pe ceva? Te bazezi pe ceva? Dacă se bazează pe premoniții, e foarte bine, pot să iau în calcul și asta. Și de acum încolo să-mi fac politica... Dar nu suntem la horoscopul zilei aici. Nu, să facem politica județului pe bază de... horoscop, de ghiob. De Baba Vanda locală. Adică despre ce vorbim aici. Bun. Haideți să vă întreb ceva. Se vorbește tot mai mult despre o ascensiune foarte puternică în sondaje, că eu nu discut așa, a aurului. Cum o percepeți treaba asta în județ? E adevărat, nu e adevărat? Vă loviți de ea? Domnul Bălenescu, la nivelul anului trecut, PNL Neamț a făcut o serie de 34-35 de sondaje în mai multe localități, mediul urban, mediul rural. Într-adevăr, aurul avea o intenție de vot la momentul respectiv, undeva, cred că 12% aproximativ. Așa, o intenție de vot care se raporta și la scorul național sau la intenția de vot națională dată de sondaje naționale a aurului, cu mici diferențe față de mediul rural, față de mediul urban. Adică un urban aur stea mai jos, în rural avea, cred că 2%, 3% în plus față de urban. Plus urbanul cu ruralul, cred că pe aici undeva era între 10 și 12% intenția de vot pe aur. Acum, lucrurile sunt în mișcare, bineînțeles. Până la anul mai e timp. Aurul să se scadă. Singurul lucru care este stabil este faptul că noi nu mai exploatăm aur la Roșia Montană. Asta e sigur, da. Din păcate. Aurul nu are structuri în județul Neamț. Adică eu n-am auzit, nu știu cine e președinte la Roman, la Târgu Neamț, la Brozlov. Adică am întrebat colegii din aceste localități, din foarte multe alte localități, înțeleg că nu există oameni care să fie, nu știu, președinți de organizații. Da, aduceți-vă aminte de alegerile trecute. Sunt convins că aurul poate scoate un rezultat, din punctul meu de vedere, 20% cât am văzut sondajele naționale, mi se pare o sumă, o cifră, pardon, foarte, foarte mare. Cred că este umflată acea cifră. Nu văd de unde să ia aurul 20%, pentru că, pe de o parte, e un partid într-o zonă de extremism. E un partid care se discută peste tot cu legături puternice la Moscova, la Kremlin. E un partid care nu urmărește bunele intenții sau stabilitatea în România, ci are o altă agendă de destabilizare și o agendă creionată așa din se spune. Exteriorul țării. Așa se spune. Așa spune. Deci nu, ca să nu... Băi, n-am fost eu acum să văd pe ăla la Kremlin. Da, la au vreo soluție. Plus doi la mână. E un fel de PPDD,
reîncălzit, scuze-mă, Eugen, e un fel de PPD de, din 2012 reîncălzit, în care Dan Diaconescu spunea, vii acasă, îți dau 20.000 de euro, cred că la momentul ăla. Cam aceleași sloganuri sunt și în zona aurului. Dom'le, vom face, vom desființa, vom închide, vom plăti, vom rezolva. Cum faci? Exact cum spuneați dumneavoastră. Care e dovada în spate? De unde iei banii? De unde mărești salarii? Cum faci să rezolvi lucrurile alea? Adică doar să vii să spui că vei face, dar să n-ai nimic în spate concludent, asta sunt povești. Sunt povești de a dormi copii, din păcate. Iar cred că nația noastră română, românii, nemțenii în general, nu cred că mai suntem atât de naivi, politic vorbind, încât să credem orice ni se vinde la televizor, orice vorbă frumoasă, bine meșteșugită. Dom'le, gata, ăla e omul, cu ăla vom merge cu partidul, dacă uite, ne-a promis și o să ne dea sau o să facă nu știu ce. Fără să ai un minim de credibilitate și fără să vii cu măcar o soluție corectă în spate, care să și explici cum faci lucrurile alea pe care le promiți. Așa să promitem și eu, pot promite și dumneavoastră, putem promite marea cu sarea. Asta nu înseamnă că suntem și credibili. De asta zic, nu cred că românii în general, nemțenii în particular, că vorbim și de neamț, suntem atât de naivi politic, atât de neinstruiți, încât să credem orice, că orice zboară se mănâncă. Mai mult, un partid anti-european. Aurul e un partid anti-european și anti-NATO. Haideți să fim... Acum... Asta exprimă Simion și toți liderii lui pe toate... Da, da, lucrurile. Uitați-vă un pic în Europa ce se întâmplă. Eu mă uit foarte atent, dar eu vă spun așa niște cifre, ca să fim în clar. De când suntem membri în Uniunea Europeană, România a accesat 75 de miliarde de euro și a contribuit 25. Și vrem, nu vrem, progresul e vizibil. Banii aia au intrat în investiții în marea lor majoritate. Uitați-vă acum, au semnat pe școli și inclusiv primarul Carabele a fost și a semnat cu doamna ministru Deca modernizarea școlilor din municipiul Piatra Neamț. Și urmează și alte localități. Păi, da. Fără bani europeni putem face asta? După aia, să luăm agricultorii, că am văzut că mulți susținau. Da? Eu vă întreb, s-ar descurca fără subvenția de la Uniunea Europeană, că aia de acolo vine? Nu vine de la acum, guvern? Sau, eu da? Sunt obligat să vă spun, noi am făcut niște interviuri. S-ar descurca cu sau nu? Doi dintre liderii AUR, nu cu Simion, că Simion ne-a ocolit pe noi, s-a dus în altă parte. Nu e o problemă. Că e... Deci, domnul Târziu l-am întrebat de trei ori foarte clar dacă AUR susține ieșirea din Uniunea Europeană. Domnul Târziu, care este al doilea, parcă, dacă nu mă înșel în aur. Și a zis, nu, domne, nu. Domnul Lavric, aici, în emisiune, a zis, nu, domne. Ați discutat cu colegii mei de la Senat, care au altă viziune și care sunt oameni, sunt intelectuali, rasați. Deci, eu am vorbit și asta, dar asta nu au spus. Ați discutat și cu liderul lor. A, bine. Liderul asta... lor spune altceva. Bine, acum, eu nu știu pe ce butoane se apasă la liderul respectiv, dar... Doi dintre oamenii din front au zis, doamne, nu, noi... Adică uneori, sunt pro-europeni, nu? Deci suntem... Da, nu, adică nu, nu mai sunt suverani. Nu, noi nu vrem să ieșim din Uniunea Europeană. Dar acum, pentru că de ieri am făcut promovarea emisiunii și este o chestie de bun simț pentru cei care așa, trebuie să răspundeți pe scurt la câteva întrebări. Ca să încercăm să le... Cât, Boz Gheorghe ne spune, spuneți celor invitați să nu mai scumpească apa în județ. PSD-ul sau... Nu, să nu mai scumpească apa, că n-am cu ce plăti. Am dat comunicate de presă în tot județul, am transmis tuturor aleșilor locali PNL, consilier local, județeni, primari, PNL nu scumpește nicio apă. Votăm împotrivă, să ne abținem la tot ceea ce înseamnă aceste proiecte venite de la APA, Serv de Scumpire a Apei și a Serviciului de Canalizare. Am spus lucrul ăsta de o săptămână, discutăm de lucrul ăsta. Dacă nu a aflat și interlocutorul nostru sau cel care v-a scris mesajul acolo, îmi pare rău, dar îl asigurăm că PNL-ul se opune ferm la tot ceea ce înseamnă scumpire la apă. Nu reau acum toate detaliile, dar cred că mai avem timp în emisiune. Cineva îmi atrage atenția. Dom'le, tot vorbim de prețul la apă, dar nu vorbim și de prețul gunoiului.
pentru firme, problemă, pentru da. Firme, de exemplu, eu vorbesc acum în zonă, de la 53 de lei să ajungi la 300. De 6 ori. De 6 ori, mi se pare enorm, și aș vrea să stau de vorbă cu cei care au fost de acord cu chestia asta, pentru că este, adică am prețul mare la apă, este foarte corect, dar trebuie acolo să niște probleme. Dom'le, dar 5 ori, de 6 ori gunoiul, e foarte mult. Bun, întrebare. Ce faceți, vi se adresează, cu prescripția pedepselor, mai ales că cei de la CJU au zis că nu este corectă. Ce se va întâmpla în Parlament în acest sens? Eu cred că nu-i corectă, dar dacă, personal cred că nu-i corectă și cred că CJU are dreptate. Curtea de justiție a Uniunii Europene, da? Despre asta vorbim. Da, da, despre asta. Cred da, că se referă. Eu sunt prescrit, domne hoția. Dacă juriu prescrit... nu poate să treacă peste deciziile CCR. Niciodată. Ba, nu. A, așa. Contrazicem aici, dar... Contrazicem, nu e problemă. Dar e dezbatere. Vorbește avocatul. CCR-ul, într-adevăr. Bună dimineața, domnul Bălănescu. Vă rog să transmiteți invitația să facă ceva, să implice, să repare podul dintre Costișa și Cândești. Să vorbească la guvern. Dacă nu știu la ce fac referire, mi-au dat și un link. Știm. Știu că a apărut și în presă. Da. E veche. Podul ăla e de mult cu probleme. Trebuie văzut acum e, dacă e pe drumul județene sau drumul național. Dacă e pe drumul național, la Iași, de RDP-ul. Nu, la București. A, discutat cu Nairul și... La Iași nu avem cu cine discutăm. Iași un domn laic cu care nu avem cu cine discutăm. Da. Ok, vorbim la... Da? Da, multă lume întreabă de ce, dacă lucrurile stau așa între PSD și PNL, există guvernarea la nivel național. S-a mai explicat, dar așa se vede în teritoriu. Dom'le, acolo e bună înțelegere în ședință de guvern. În ședință de guvern nu există bună înțelegere. Ce există? Că eu n-am fost. N-am apucat. Decizia primul ministru. Decizia e unică, a premierului, indiferent cine. Nu se votează. Acolo nu se votează în guvern. Acolo miniștrii de linie vin cu propuneri și decizia e a premierului. Da? Bineînțeles, fiind coaliție, se ia în cadrul coaliției. Întâi decizia politică, că altfel se rupe și andramaua. Da? Dacă un premier vrea să abuzeze de poziție. Da? Și acum întrebarea, se rupe și andramaua? De final, așa. Se rupe și andramaua la ce vă referiți, la nivel central? La ce spunea domnul... Nu, domnul Bănescu, am explicat treaba asta. Contextul geopolitic internațional, toate adunate, crizele succesive pe care România a trecut, Europa a trecut și pe care încă mai trecem și cu război la graniță, a fost nevoie de o soluție de stabilitate în România, de o soluție politică de stabilitate, de o majoritate largă parlamentară care să susțină un guvern pe termen mediu, care să termine anul 2024, un prag de alegeri, cu un guvern stabil. Nu avem nevoie în România de instabilitate politică, guvernamentală și administrativă. Soluția PNL cu PSD a fost o soluție logică, corectă din punctul meu de vedere, care a dus la o guvernare stabilă. Sigur, nu putem pretinde nici noi către PSD și probabil nici ei către noi să fie dragoste. Când nu vorbim de dragoste, vorbim de interes comun de a guverna România și de a fi o țară guvernată și cu stabilitate. Mai departe, dacă coborâm în fiecare județ, există simpatie, antipatie, animozități, există principii și de o parte și de alta. Eu mi-am spus și Eugen și noi, Partidul Național Liberal, la neamț, ne-am spus punctul de vedere că dacă sunt alegeri, în 2024 mergem singuri în alegeri, iar până atunci nu avem de ce să facem o formă de coabitare, de coaliție, de parteneriat, cum vreți dumneavoastră, cu cei de la PSD, ca să girăm noi toate dezastrele lăsate de ei în urmă și pe care văd că le și continuă. Despre asta e vorba. Nu avem nicio obligație contractuală să facem, într-un fel sau altul, vreo colaborare cu cei de la PSD și ne dorim treaba asta. Ne dorim să guvernăm în județul Neamț, noi liberali, să câștigăm alegerile în 2024 și să avem Consiliul Județean și cât mai multe primării în portofoliu PNL pentru a schimba lucrurile în bine și pentru a face lucruri bune pentru județul Neamț și a dezvolta județul Neamț. Nu după ureche, nu aiuristic, cum s-a întâmplat, din păcate, în ultimii
9-10 ani, să o facem profi, să o facem cu specialiști, să o facem așa cum trebuie, ca județul Neamț să fie acolo unde e loc, adică între primele județe din România, iar Piatra Neamț să redevină Perla Moldovei așa cum era odată, să aduci turism în județul Neamț, să faci infrastructură în județul Neamț, rutieră, să ai infrastructură sanitară în județul Neamț cum trebuie, să dezvolți, am spus, zona de turism, să faci hub-uri de dezvoltare atunci când vorbim de A7, de A8, de drum expres, dezvoltare pe partea industrială, pe partea economică, pe partea logistică, adică să dezvolți într-adevăr județul Neamț și avem posibilitatea asta să o facem într-un mod corect, transparent, cam despre asta discutăm. Și n-am de ce să mă aliez eu PNL-ul cu cei la PSD. Am primit așa pentru finalul emisiunii o chestie făinuță, un băiat de liceu, da, care e pasionat de viața politică, spune, apropo de aur, de ce nu boicotează europarlamentare dacă nu cred în proiectul european? Și răspunsul este probabil că vor să-i sape din interior. Asta ca să închide. Ca să... Și așa nu s-a lăsat de candidați, cei de la aur. Sau posibil candidați. Posibil. Acum, și s-a deschis cutia Pandorii, primesc o groază de mesaje pe WhatsApp cu gunoiul, mă anunță cineva care este în sistem. Ne stați liniștit, din 2024 se mărește din nou prețul, că taxa pe economia circulară crește de la 80 la 160 de lei. Deci stați liniștit că acum e bine. Altcineva îmi spune, dacă la anul din cauza războiului o să avem stare de necesitate, adio alegeri, nu-i așa? Nu cred că în România stare de necesitate. Bun, deci am deschis cutia Pandorei și lumea vine și întreabă. De asta e bună dezbaterea. Nu aș crede. România, în primul rând, ce spunea și domnul senator mai devreme, România, în primul rând, suntem protejați și e foarte bine că suntem în NATO. Asta e, cred că, una dintre cele mai mari rezerve pe care România a făcut-o în post-revoluție. Iar în zona NATO e clar relația cu partenerul strategic cu Statele Unite ale Americii. Din punctul ăsta de vedere, România este într-o zonă de safe. Adică nu avem de ce să ne facem probleme că ajungem într-o altă zonă, Doamne ferește. Și Doamne ferește dacă n-am fi fost în NATO și dacă n-am fi avut parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii. Da. Trebuie să ne oprim că am depășit timpul. Da, a fost o plăcere să discutăm așa mai liber. Eu, nu ne place libertatea. E prima noastră valoare a liberalilor. Libertatea. Nu vreau să comentez. Am depășit timpul. Putem comenta și asta. Eu mă opresc aici. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Aștept să văd proiectul acela implementat de care aminteam la începutul emisiunii, să văd și eu cine e manager de proiect, cine, ce, cum e. Vorbim serios. Da, eu vorbesc foarte serios, dar abia aștept. Dar atenție la comunicatul ăla. Nu scrie nicăieri de unde e finanțat, de unde... Cine finanțează, când îl finanțează. Da. Că s-a semnat nu știu ce, nu s-a semnat nimic. Probabil au trecut de niște autorizații preliminare la nouul program. Dar nu-i ghidul scos pe POD, de nu avea ce semnează. Ne oprim aici. Discutăm în continuare după în cadrul privat. Ăștia de la APA. Îl rugăm pe Bogdan să pună genericul de final contract. Și noi rămânem să discutăm, înregistrăm pentru emisiunea următoare. Cele bune, oameni buni, weekend plăcut!